În acest moment, peste 6.000 de locuri de muncă sunt disponibile pentru cei care nu au trecut examenul de bacalaureat, majoritatea fiind în categoria posturilor necalificate. În ultima lună, angajatorii au postat aproximativ 7.500 de locuri de muncă destinate candidaților fără calificare sau diplomă de absolvire a studiilor medii sau superioare. Din aceste posturi, aproape 35% au fost în domeniul retail și 20% în industria alimentară. Turismul a ocupat al treilea în privința numărului de joburi oferite candidaților necalificați, urmat de sectoarele transport, logistică, servicii, call center, producție și construcții. Vorbim despre joburi de lucrător în depozit, manipulant marfă, curieri, ospătar, șoferi, lucrători comerciali. Pe măsură ce se apropie de finalizarea studiilor, se îndreaptă însă spre domeniile în care vor să-și construiască parcursul profesional pentru care s-au pregătit. Anul acesta, în sesiunea de vară, 30.000 de elevi nu au trecut examenul de bacalaureat. Aceste locuri de muncă oferă o oportunitate importantă pentru tinerii aflați în această situație, permițându-le să intre pe piața muncii și să acumuleze experiență profesională, relatează mesajul.ro.